Vă așteptați la un meci așa de dificil la Huș? Da, exact, s-a întâmplat exact ce am vizualizat. Mă așteptam la o adversitate, la un joc foarte echilibrat și parcă am și simțit că jocul va fi decis de o greșeală, de o execuție minunată sau de o fază fixă. Am văzut echipa dumneavoastră în jocul de la Piatra Neamț de sâmbătă, o știu de anul trecut, știu că aveți o echipă organizată, o echipă cu potențial bun, o echipă omogenă și o echipă foarte determinată, am simțit-o azi pe pielea noastră. 3 din 3. Mergem mai departe, Politehnica Iași în campionat cu victorii. E simplu așa, din două cuvinte aș putea să spun lucrurile, să le fac foarte simple. Din păcate în teren nu e chiar așa ușor. Și dacă reamintesc că jucăm cu FC Buzău, o echipă cu potențial bun, cu o echipă în foarte mare creștere în ultima perioadă, cu jucători de calitate, cred că o să fie foarte greu să mergem în continuare așa. Dar ăsta e drumul nostru, ne pregătim, muncim pentru el și mergem cu încredere la joc. Mulțumesc! Cu mare drag!